Intră pe acolo, te trezești cu el, cu șoavă, că intră pe-n curte ca pe bulevard. Noroc că mă mai știe de frică pe Ramona, că s-a luat Ramona de ei, vedată, rău de tot. A făcut Ramona un bâlci, oată, un scandal aici, la scandal, nu jucărie. Problema este că de ce vine el în coace și asta... tot timpul ne supără pe noi, el, pentru că noi nu ne ducem la el. Noi nu avem treabă cu el. De ei când se îmbate, asta face. Intră peste voi aici? Îi vezi că, da, intră peste noi aici, îi vezi că... Taie lemne după șoava asta de aici, pune abuz de putere cu drujba, vine cu drujbele, taie, mai vine cu niște, cu unii după la fântânele, taie și le vinde și le dă și la aia lemne. Aia, asta face ăsta, Dumitranche. Dar care e povestea cu hârtia aia? Există hârtia? Hârtia există, e făcută de unchiul, așa, de Maxim cât a trăit. Dar e o hârtie... Și ce a scris pe ea? Scrie acolo că s-a semnat oprirea Maximilian, delecul numitul Dumitranche, să aibă grijă de șoavă. De șoavă, să nu, de curte, de casă și de șoavă, că era casa în picioare atunci. Să aibă grijă de curte și de casă, să nu intre cineva să fure ceva de aici. Dar de la avea grijă și până la acotropii, eu zic că e diferența mare. Acum ați dumneavoastră ce ziceți, că poate zice cineva că, bă, stai prost, că nu știe. Că stai puțin, deci dacă dumneavoastră mă lăsați pe mine ca eu să am grijă de mașina dumneavoastră, mă lăsați să am grijă de ea, nu? Da, nu mă lăsați, ca să mă urc în ea, să bag ele în contact, să și plec cu ea. Că nu mi-a spus să plec cu mașina, mi-a spus doar să am grijă să o păzesc, când stă acolo, în locul ăla, nu? Și când intră, nu te anunță, nu zice, intru și eu. Te trezești cu ei în curte? Te trezești cu ei în curte, da, înseamnă te trezești cu ei în curte, că intră pe acolo. Cu gardul ăla, că-i gardul rupt, au rupt gardul special pe acolo, pe șoavă. Intră pe acolo, te trezești cu el, pe șoavă, că intră pe-n curte ca pe bulevard. Noroc că mă mai știe de frică pe Ramona, că s-a luat Ramona de ei, vedată, rău de tot. A făcut Ramona un bâlci, oată, un scandal aici, la scandal, nu jucărie. Și atunci i-a zis el, Liviu, că îi dă cu toporul în cap. Și atunci, cum mă să-i dai cu toporul în cap? Ce, în curte la mine, vezi să-i dai cu toporul în cap? Ce, a venit tactul de la Lapoș cu pământul la Ceptra, ce, a mutat tactul pământul, de la Lapoș cu roaba, l-a transferat la Ceptra, dar ăsta așa a fost toată viața lui. Păi a furat acum câțiva ani de zile lui cineva de aici, nu să alerte, la Gheorghe Samoile, i-a furat curcanul. Ăla căuta curcanul cu îmbătătură și curcanul cânta la ăștia în pod. Și i-a furat curcanul. Și l-a găsit. S-a dus cu poliția și l-a găsit. Acum, săptămâna trecută, i-a dispărut lui tanti Torina, lui Tolu, nea Gheorghe Samuel, i-a dispărut un cazan de țuică. Nu știu ce mărime a fi avut cazan de țuică. Și nu poate să depisteze cine i l-a luat. Toată asta se ducea pe la muncă pe acolo. Și a filat, s-a dus ziua, a filat și la noapte. Ăștia degeaba faci plângere. Dar tu dacă faci exact în... Exact când îl prins pe el în curte, vine poliția. Cum rezolvă? Dar nu vine. Nu, dar nu vine, nu? Păi, asta e, fal de poliție ce avem. Păi comunitarii de aici chiar își fac treaba, să știți, pe comunitar, dacă îi chem, acum în 5 minute e la poartă. Păi dacă îi chem, acum vine peste 3 ore. Păi ce dacă hoțul ăla stă 3 ore, să ăla e prost să stea 3 ore, să vă aștepte pe voi, ăla se duce dracului. Încă n-a intrat peste voi în casă sau de asta, nu? Păi da, ok, în casă, dar intră în curte, pe la tine că la el acasă, nu? Da, intră în curte, pe aici că la el acasă. Nimic, am vorbit cu cineva să-mi dea o spray paralizant. Nu e asta soluția moarte. Și după aia chem poliția și ia-l luat el. Dacă o fi în stare. Dacă o fi în stare să facă chestia asta. A mai tăiat acum, în ultimul timp? Da, a tăiat și săptămâna trecută. Aia nu. A intrat și a tăiat lemnul după acolo. Aruncă, adică noi am făcut contract cu gunoiul, ca să dăm gunoi la ăștia, și ei vine cu mordăciun, cu găini moarte, cu ce este, vine cu gunoiul lor și de acolo îl aruncă în șoavă. Îl duce de șoavă. Se duce noaptea cu întuneric la aici, la peagul, îi spunem, la colțul municipiului Baraia Protectoare, pe marginea drumului, noaptea, când le moare câte o găină ceva, se duce și o aruncă noaptea de gâr la col. Asta face ei. Și dacă te vede pe tine, că îngropi o găină ceva în curte, să iei vreun câine, de telefon la poliție, la comunitate, uite, domnule, a murit un câine și îl îngroapă în curte și pe ce zic? O să-i legăți noi de poartă când domnul, să-l ducă el. N-ai ce trebuie să-i. Câinele tău și-a revenit? Că îl văd acolo, da. Și-a revenit, nu? Da, este mai bine și-a mai revenit, i-a mai dat să mănânce. Asta este, cu ăștia sunt probleme și de asta vreau să vă spun că el și oricine vine la tine. Dacă vine cineva la noi, a venit cineva de la Turcia săptămâna trecută la noi, au stat toți călare pe gard să vadă cine vine și ce face, cât stă, de ce vine, ce ți-aduce. Când mi-au adus și băieții atunci termopanele astea, se uitau ca proști lung de acolo. Și se vadă ce facem, ce ne-a adus. Și a văzut că ne-a adus termopanele. Plus asta că pe vecinul ăsta, e drept că așa este. Bunicul, străbunicul meu, cu tata lui mamaie, îl chema Ionică Nițu. Și ăsta face niște acte, el are niște acte false făcute
prin judecătorie făcute de unchii mei, că a avut ăla pe cineva, judecător sau avocat, nu știu ce dracu a avut, și a falsificat niște acte acolo, știți? Și are fals și uz de fals în acte, ăsta se numește. Deci falsul și uz de fals în acte, conform legii, articolul în vigoare, se pedepsește cu pușcărie. Vă dați seama? Cum ar fi să fac și eu un act fals și să zic că mașina noastră e a mea? Nu? Tu tot ai ceva cu mașina, vrei să o iei tu? Ia uite, nu, dau... dar nu aveți alt bun la ora asta, la mine, că n-ați venit cu casa, ați venit cu mașina. Dacă veneați cu casa, spuneam de casă. Vreau să... Nu am înțeles, nu am glumit eu, da, am glumit. Cum ar fi să fac o hârtie să-ți spun camera asta e a mea? Da. Ia, când pleci acum să-mi lași camera, chiar ia să-mi lași camera în casă. Da, că ai tu o hârtie și... camera în casă ca să-l pun... Nu, că de acum încolo m-am hotărât la alte chestii. O să cumpăr niște camere de supraveghere auto, de mașină, și o să pun. Pe fiecare colțuleț să-l filmeze. Păi vine și să le sparge, cine știe ce. Nu o să știe el unde le pun. A, nu să le pui așa. Prost să le pun să le vadă prostul și nu știe el ce e alea. Că el n-a văzut neam, dă neamul lui, în viața lui n-a văzut. El nu știe decât sticla și paharul. Sticla și paharul și când are țigări, o ia pânsat. Avem noi pe unul, Gheorghe Aldiții, un tântălop aici pe curte, un om de curte. Care tot așa cerea, n-ai un ban, verioane, n-ai un ban. N-ai o pâine, n-ai un ban, așa face ăsta, când n-are țigări, iese la stradă. Bă, n-ai o țigare, dacă... bă, dai-și tu o bere, dacă bă, eram... dai-și tu o bere, bă, n-ai o țigare. Dacă eram și un pic Mircea Radu așa, să încercăm să vă împăcăm, nu merge, nu? Nu, împăcare... niciun caz, nu, n-am zis. Intră și zice că s-a făcut mari proprietari. Ei nici nu știe cum arată un euro, spune el că a cumpărat șoavă cu nu știu câte mii de euro. De la cine spune? De la unchiul tău? Spune că a cumpărat-o de la unchiul meu. Păi și sunt acte de asta? Nu, are, chiar o hârtie de mână. Hârtie de mână, cum ți-ar face și eu, ție, cum că ți-aș lua mașina. Exact cum cotropea turcii România înainte, așa cotropiește ăștia comun acum. Numai că acum nu o să mai scriu pe poartă de poliție, că nu mai are niciun rost. O să scriu, atenție, cotropitori în comun. Da, dar nu-i normal comună, comună cotropită, așa o să spun. Nu-i normal să intre în curte așa, păi peste tine. Nu e normal să intre în curte, ți intre când vrei, așa. Noi o să plecăm, când o să mai plecăm la Bălcești, unde o să mai plecăm, o să iau, să nu se stea cu gândul că generatorul rămâne în casă și poate să vină vă doamne să-l fure. Nu, că generatorul îl duc la vecină. A, n-am crezut că l-ai cu la mulțești. Nu, păi nu, lași că ți-e frică. Bineînțeles, da. Vorba și lui vecinul, zice, bă, pune mâna și adu-l generatorul la mine, zice că dacă pleci ăștia în stare ce se spargă, zice, pe aici să-ți fure generatorul și te lasă dracu cu mâna la inimă, că ai dat și o grămadă de bani, unde mai ai alban să mai dai? Și uitați, să știți că face treabă foarte bună. Chiar am fost foarte mulțumit de el până acum.